Vom vorbi puțin despre colon și din câte părți este format. Știm că are trei părți mari. Prima parte a colonului poate fi curățată într-o măsură prin clizme, dar nu prin clizme cu cafea, cum s-a tot obișnuit și s-a tot mediatizat. Acelea dau dependență, așa că stați departe de ele. Se poate face cu suc de grâu, se poate face cu apă călduță cu puțină sare de ocne iodată și fără antiaglomeratori. Sunt tot felul de variante, se poate face doar cu apă călduță, dar și acolo trebuie să vă informați foarte bine, fiindcă colonul este un organ sensibil și dacă nu știți câtă presiune trebuie pusă în momentul în care se face o clismă, poate să se rupă. Putem să murim instant, deci nu e o chestie, nu e o glumă, trebuie să știm și să ne educăm bine înainte de a face așa ceva. Dar sunt centre unde se poate face hidroterapie de colon, care pot ajuta la curățarea celorlalte două părți al colonului, partea a doua și partea a treia. Și să nu credeți că dacă faceți o ședință sau două, se va curăța imediat, ci este necesar să facem mai multe ședințe. Nu pot recomanda pe nimeni, nu pot să spun, da, mergeți acolo, mergeți în partea cealaltă, fiindcă e mai bine sau mai ok. Sunt cente peste tot, încerc așa să-mi găsesc poziția ca să nu mă bată soarele în cap, că am tot felul de umbre pe față. Sunt tot felul de centre în întreaga țară, în București, în Timișoara, în Cluj, în orașele mari în general, care au astfel de aparatură, fiindcă e o aparatură specială care trebuie dezinfectată la timp, trebuie optimizată așa ca să fie ok, să fie safe pentru sănătatea publică. De obicei medicii și asistenții și cadrele medicale fac această procedură, nu e o chestiune de glumă, fiindcă da, poți muri dacă aparatul respectiv nu este dezinfectat cum trebuie sau dacă zona sau dacă presiunea nu este necesară, adică dacă este prea mare. Dar se face în România cândva de prin 2010 a început să se facă și această procedură. Sunt destul de costisitoare, pe atunci începuse, prețul de început era așa undeva 200 și ceva de lei, acum am înțeles că se ridică și la mai mult și din păcate e nevoie de mai multe ședințe pentru înmuierea acestor reziduri. De ce? Fiindcă noi nu mâncăm suficientă fibră vegetală în decursul vieții și aceste reziduri se pietrifică în ghilimele acolo, mai ales în ultima parte a intestinului și rămân acolo. Bagajul acesta de reziduri îl purtăm cu noi de multe ori toată viața și cunosc persoane care din zona medicală care lucrează la morga și în trecut spuneau, măi, sunt oameni care îi aduc aici și au niște burți încărcate și așa, normal, deja decedați, dar care au reziduri foarte multe, blocate, au și câte 30-40 de kilograme. Vă dați seama să porți o viață întreagă așa cantitate mare de reziduri. Și sunt medici care au făcut cercetare pe acest subiect și au spus, da, în momentul în care noi trecem prin viață, așa cantitate mare de reziduri avem, vă dați seama să porți și 10 kg de reziduri, enorm. Fiindcă ele rămân blocate acolo, nu se pot elimina, indiferent cât de multă fibră vegetală am mâncat și în special dacă mâncăm fibre de la rădăcinoase, acele ajută foarte mult, sau fibre de la frunze. Fibrele cerealelor au fost foarte mediatizate și toată lumea spune, sunt eficiente, sunt bune, eu nu sunt pentru. Nu, conțin foarte mult acid fitic și nu sunt la fel de eficiente pe cum fibrele de la vegetal, de la rădăcinoase, de la frunze, de la fructele, și nu de la toate fructele, de la fructele care au fost lăsate să se coacă natural în copac. Fiindcă în momentul în care au stat în bătaia soarelui și s-au copt natural în copac, inclusiv fibra, inclusiv nutrienții din acele fructe, este total altceva. Structura lor chimică este completă, este complexă. Pe când cele care au fost culese verzi și puse la piață sau stropite cu diverse substanțe ca să arate coapte și când pui gura pe ele, ori sunt foarte dulci, ori sunt acre, ori sunt așa într-un stadiu în care n-au nicio legătură cu fructele din copilăria noastră, inclusiv la acelea fibra este afectată, deci nu s-a dezvoltat. Structura chimică este foarte importantă să fie completă, să se lase fructele, legumele să se maturizeze complet acolo unde trebuie, în pământ sau în bătaia soarelui dacă sunt de exterior. Și da, fibra vegetalilor ajută foarte mult. Eu nu sunt pentru fibră de la cereale, nu,
nu mă bazez pe ea. Adică, da, consumăm grâu din acesta foarte vechi, numit alac. Acela îl folosesc la pâinea care o fac doar cu maia, doar cu maia pornită de mine, nu maia, deci când spun maia aici, nu mă refer la drujdia din comerț înmuiată și aceea e maiaua, cum spun mulți, nu. Maiaua este făcută de mine de la zero, din făină și apă și atât. Am lăsat-o la fermentat, acum este foarte puternică, o am cam de 2 ani, eu am început din 2010 cu maia cumpărată și, cumpărată din alte părți, dar care nu mi-a plăcut așa de mult și fiindcă tot timpul eram pe drumuri atâția ani, vă dați seama, noi de-abia cu pandemia l-am mai liniștit, cu evenimente și cu toate, îmi murea, deci nu puteam să o păstrez și mergeam mult și, oricum, acesta este un alt subiect despre care am să vorbesc în alt video, dar mai au această făcută de mine este ideală și, cum am spus, doar fibra aceasta de la acest grâu pe care noi ne-l măcinăm în casă și din care fac pâinea aceasta cu o singură pâine pe săptămână, deci să nu credeți că e nu știu câtă pâine. Dar nu mă bazez pe aceste fibre. Nu. Fibra frunzelor verzi, fibra rădăcinoaselor și la rădăcinoase nu mă refer aici la cartofi. Am mai vorbit de cartofi. Cartofii, cât mai puțin în alimentație, nu avem nevoie de ei, conțin foarte mult amidon și mai ales dacă nu au fost crescuți în propria curte, au foarte mult nitrat și alte substanțe. Și dacă îi lasă mucegăiască, nici nu vrei să știi cum mucegăiesc, fac un mucegai roz, albastru, verde, galben, toate culorile, de te îngrozești că, da. Așa. Și fiindcă vorbeam despre fibră, este foarte important să ne aducem aportul și nu numai. Fibra aceasta ne ajută, plus multe alte metode de, știu eu, sucul sau compotul de prune sau de pere sau aceste fructe, dacă să fie coapte natural când e sezonul. Atât de multe ajută. Pudrea de psilium, am mai vorbit într-un alt video pe această temă, dar trebuie să bem foarte multă apă, că altfel se poate bloca colonul. Exercițiu fizic, hidratarea corectă, sunt foarte multe lucruri care ne pot ajuta la avea un scaun, cel puțin un scaun sau două pe zi. Da, și cam așa despre colon și despre părțile pe care le cuprinde acesta și ceea ce poate să facă o clismă și ceea ce poate să facă o hidroterapie de colon, fără să fac reclamă la nimeni și la nimic. Evit să mai fac reclamă la unul și la altul, fiindcă, v-am mai spus, nu pot controla serviciile, nu pot controla calitatea lor și atunci îi las pe fiecare să se ducă, să se intereseze pe Google, fiindcă Google este plin de informații deocamdată și puteți găsi centre care fac astfel de terapii. Și da, cam așa despre colon.